În București, incidența a ajuns la 4,35 la 1000 de locuitori astăzi, iar în unele localități pe lângă deja a depășit 6000 la 1000. Astfel, școlile din capitală sunt obligate să treacă în online dacă incidența va crește la fel de mult ca în Ilfov sau Voluntari, de exemplu. Despre acest subiect vorbesc acum cu Luminița Maxim, directorul școlii Little Lander International Academy. Bună ziua! Bună ziua! După nicio lună de școală în format fizic, sunteți pregătiți să treceți din nou la predarea în online? Ținând cont că de 2 ani suntem în pandemie și nu ar fi prima dată, categoric școala noastră este pregătită să trecem în formatul online. Iar din punctul ăsta de vedere, Voluntari, localitatea în care avem sediu, are rata de incidență deja peste 6 la 1000. Deci doar săptămâna care urmează mergem fizic la școală, probabil peste încă o săptămână vom fi în format online.